De-a lungul timpului au fost realizate multe descoperiri arheologice importante care ne ajută să înțelegem puțin viața strămoșilor noștri. Chiar și în România au fost făcute importante descoperiri despre care însă nu vorbesc prea mulți, fie pentru că nu au auzit de ele, fie pentru că nu au o explicație. Vă prezentăm în acest clip câteva dintre cele mai impresionante descoperiri care s-au realizat de-a lungul timpului pe teritoriul țării noastre. În plus, dacă ajungeți în Constanța, includeți în program și o vizită la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Minunile găzduite aici au o valoare inestimabilă în acord cu istoria tumultoasă a Dobrogei. Ceea ce o să vedeți aici sigur o să vă impresioneze. Salutare și bine ai venit pe un nou material. Din câte ai văzut și în introducerea noastră și din câte ai văzut și în titlu, astăzi vom aborda din nou încă o serie de descoperiri incredibile făcute la noi în țară. Nu uita să scrii și tu în comentarii ție care ți s-a părut cea mai uimitoare din lista prezentată de noi și nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce urmează să postăm. În seara asta o să mai vină un episod pe la ora 9, deci fiți pe fază, e ceva legat de schimbările climatice de au loc aici la noi în Europa. Acum haideți să trecem la materialul propriu-zis și să vedem descoperirile incredibile. Ați auzit de pescarul de pe lacul Jetic sau strămoșul europenilor? Ei bine, aici o problemă, vă explic imediat ce este. Povestea pescarului de pe lacul Jetic începe în 1962, când o echipă de cercetători condusă de istoricul, antropologul și arheologul Constantin Nicolae Plopșor avea să facă o descoperire remarcabilă pentru lumea științifică. La scurt timp de la deschiderea șantierului de la Bugiulești din comuna Vâlceană Tetoiu, specialiștii români au scos la iveală un depozit osteologic impresionant de la 23 de mamifere despre care s-a spus că are o vechime de 1,82 milioane de ani. Conform celor de la Adevărul, cercetătorii au scos la suprafață de la rămășițele unei girafe până la fosile de maimuță și urs. Descoperirea antropologilor de pe Valea Oltețului a iscat de-a lungul decenilor o serie de controverse, dar nu din cauza fosilor animale, ci ca urmare a scoaterii la suprafață a trei fragmente de os despre care s-a spus că aparțin unui humanoid, mai exact omul de la Bugiulești. Continuăm cu celebrele tăblițe de la Tărtăria, care în anul 1961 arheologul Nicolae Vlasa a inițiat un șantier arheologic în apropierea localității Tărtăria, într-o zonă cunoscută pentru frecvența cu care resturi de ceramică și artefacte străvechi ies la suprafață, lăsând impresia că au fost cultivate acolo. În ciuda unui început ezitant, eforturile și așteptările arheologilor au fost răsplătite în momentul scoaterii la lumină a trei tăblițe din lut care aveau un scurt timp să zguduie lumea științifică. Limbajul de la Tărtăria este poate cea mai veche scriere din lume. Tăblițele au o vechime de peste 7500 de ani și nu se cunoaște adevărata lor valoare. Cel mai vechi cuptor de topit metale din lume s-a descoperit la Câmpeni, iar arheologii sunt de părere că are o vechime de peste 8000 de ani. Tăblițele din Munții Neamțului, de asemenea, sunt mai vechi decât tăblițele sumeriene cu 1000 de ani. Acestea sunt foarte asemănătoare cu celebrele tăblițe de la Tărtăria. Două morminte ale unor războinici celți au fost descoperite de arheologi în comuna Desa, județul Dolj, cele mai importante obiecte fiind două spade înteacă, dar și două piese de scut. Acest fapt indicând că în zona respectivă au locuit celți din tribul scordiscilor în a doua epocă a fierului, aproximativ în perioada dintre anii 200 înaintea erei noastre și 80 înaintea erei noastre. Arheologii au descoperit la ieșirea din ploi spre Târgoviște un mormânt din epoca bronzului, vechi de aproximativ 5000 de ani. Potrivit Jurnalului Național, în interiorul mormântului, arheologii au descoperit rămășițele unei persoane tinere, resturile umane fiind însoțite de alte obiecte.
Matrița unui meșter orfevrier, veche de peste 2000 de ani, a fost descoperită întâmplător în situl fostei capitale dacice, Sarmizegetusa Regia. În timpul unei furtuni din noaptea de sânziene, în iunie 2013, vântul a rupt un fag vechi de peste două secole, iar în căderea trunchiului a întrânat un alt copac pe care l-a smuls din rădăcini. În groapa creată de sub rădăcina fagului dobrât a fost descoperită piesa unică din bronz. Potrivit istoricului Gelu Florea, matrița a fost realizată și utilizată în secolul I, înainte de Hristos, la modelarea unor bijuterii și aplice din metale prețioase, iar prezența ei în capitala regatului Dac reprezintă o dovadă în plus a conectării acestui spațiu cultural la fluxul artistic și tehnologic de foarte bună calitate din antichitate. Matrița antică este o piesă masivă, de circa 8 kg, cu 8 fețe, dintre care cele două principale de formă hexagonală, iar celelalte rectangulare. O structură de piatră care seamănă uimitor de tare cu ceea ce considerăm astăzi că ar fi un OZN și o alta care pare a fi o replică în miniatura Sfințului din Bucegi, au fost descoperite în Munții Neamțului. Profesorul Ioniță a descoperit la o adâncime de doar 50 de metri sub pământ o structură de piatră prelucrată formată din cel puțin 90 de plăcuțe îmbinate cu un liant, cu desăvârșire necunoscută oamenilor de știință de astăzi, care are forma unui OZN conform celor de la Antena 3. Liantul de o duritate extremă nu este nici ciment, nici argilă, nici vreun alt adeziv cunoscut și folosit de-a lungul istoriei până azi. Probabil că respectivul liant nu are corespondent pe Terra, susține profesorul Ioniță citat de Guardianul. Obiectul are o înălțime de 14 cm, o circumferință de aproape 1 metru, cântărește 12 kg și pare a avea o vechime de cel puțin 2000 de ani. Același sit arheologic a scos la iveală un alt obiect care a stârnit curiozitatea cercetătorilor. Este vorba de ceea ce pare a fi o copie în miniatură a Sfinxului din Bucegi. Călcâiul din aluminiu din Aiud a fost descoperit în 1974 în Aiud. Se spune că obiectul a fost găsit la peste 10 metri adâncime, alături de două oase de mastodont. Ca aspect, artefactul are forma unui capăt de ciocan. Misteriosul obiect a fost transportat la Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca pentru a fi studiat, iar cercetătorii de aici au descoperit că este fabricat dintr-un aliaj de aluminiu format din 12 elemente diferite, acoperit cu un strat subțire de oxid de aluminiu. Acest artefact este considerat straniu, deoarece aluminiul a fost descoperit abia în 1808 și a fost produs doar începând cu 1885. Mai mult, pentru fabricarea aluminiului este nevoie de o temperatură de 1000 de grade Celsius. Acest lucru, coroborat cu faptul că artefactul a fost descoperit alături de fosile preistorice, adâncește misterul și mai tare. Pe forumurile online, unde este menționat, mulți comentatori susțin că obiectul este o dovadă a faptului că extraterestrii au vizitat Pământul. De cealaltă parte, se află ipoteza terestră. Obiectul a fost creat în zilele noastre și a ajuns în Pământ pentru că a căzut de la înălțime mare, conform cercetărilor istoricului Michael Wittenberger. Din cauza informațiilor limitate care există cu privire la acest subiect, artefactul rămâne subiect de controversă. Călcâiul este în prezent depozitat la Cluj, la Muzeul de Istoria Transilvaniei. Cam atât a fost și în acest material, sper că v-a plăcut, nu uita să îți spui și în comentarii ție care ți s-a părut cea mai interesantă descoperire de la noi din țară prezentată în acest material. Chiar sunt curios de răspunsul tău și nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce urmează să postăm și îți urez mult succes în tot ceea ce faci.